Cei mai mulți au o coloană a pasivelor foarte lungă și se chinuie să facă bani din alte surse pentru a acoperi toate aceste cheltuieli uriașe. Cei care au propria lor afacere se deosebesc fundamental de cei care au o slujbă. Aceștia, din urmă, nu pot fi consiliați financiar pentru că nu au resurse. Își cumpără o casă pentru că așa face toată lumea, investesc într-un fond de investiții pentru că nu au timp să caute alte oportunități și, în principiu, își petrec viața pentru a construi afacerea altcuiva. Dacă eu muncesc din greu, o voi face pentru a-mi construi propria mea afacere. Diferența între cele două categorii de persoane este inteligența financiară. Aici, cuvântul inteligență nu se referă la capacitatea de a citi cifrele, ci de a interpreta corect circuitul banilor. Ca urmare, ei cer părerea unui contabil, bancher sau agent imobiliar care îi spun: casa ta e un activ, fără să vadă cine și din ce buzunar le ia banii. Dacă te uiți cu atenție la balanța de venituri și cheltuieli, pentru un om obișnuit, cheltuiala numărul 1 este cea cu impozitele. Cu cât ești mai sărac, cu atât este mai mare procentual valoarea impozitelor. Ca urmare, când îți sfătuiești copilul să-și caute o slujbă sigură, lipsa de educație financiară te împiedică să înțelegi care este de fapt capcana financiară prin care banii îți zboară din buzunar cu o viteză din ce în ce mai mare. Acești oameni sunt ca o veveriță pe o murișcă, trăgând o raniță în spinare. Cu cât muncesc mai mult, cu atât plătesc mai mult impozite. Și au o casă mare, plătind dobânzi mai mari. Cu cât alergi mai repede pe murișcă, obosești mai repede, dar fără să ajungi mai departe. Când spui, ia-ți o slujbă sigură, dai curs acelor lozinci care te îndeamnă să mai faci un curs, să-ți mai iei o diplomă ca să obții un salariu mai mare. Asta îmi spunea tatăl meu cel bogat. Banii nu rezolvă problemele. Dacă nu stăpânești managementul banilor, atunci mai mulți bani te vor duce mai adânc în datorii. Acesta era tatăl meu educat, care credea că mai mulți bani îl vor scoate din criza permanentă în care se afla din pricina lipsei de educație financiară. El nu putea vedea cine îl fură, iar cheltuiala sa, cea mai mare, o reprezentau impozitele. Acum veți vedea că vina o are sistemul american de impozitare. Să vă spun o poveste. În școală, subiectele mele majore erau istoria și economia. America s-a născut din pricina unei revolte economice. Coloniștii s-au răzvrătit împotriva impozitului pe ceai. Timp de 200 de ani, țara a prosperat pentru că nu se plăteau impozite. Amendamentul 16 la Constituția SUA a introdus primele impozite, care trebuiau să ia de la cei bogați pentru a-i sprijini pe cei săraci, ca o justificare pentru guvern. În 1940, doar 5% din populația americană plătea impozite și numai cei bogați. Brusc, guvernul a găsit o sursă de finanțare: veniturile populației, folosind ca pretext al doilea război mondial, spunând că este o dovadă de patriotism să-ți plătești impozitele. În 1943 au mai venit cu o găselniță: deducerea impozitelor din salarii. Asta însemna că îți luau banii înainte să-i primești. Politicienii habar n-au cum să gestioneze banii. În anii 60, sub administrația lui Lyndon Johnson, s-a declarat război contra sărăciei, simultan cu cel din Vietnam, ambele pierdute lamentabil, de altfel. De atunci, deficitul bugetar a luat o razna din cauza proastei gestiuni financiare. Nu sunt împotriva impozitelor, ci a celor care fură și își bat joc de banii țării. Nu chinezii, rușii sau mai știu eu cine sunt de vină, ci proasta administrare provenind din mentalitatea de angajat, conform căruia statul are grijă de tine și dă pensii din banii luați de la cei bogați. Adevărul este că cei bogați au o mulțime de metode prin care scapă de plata impozitelor, în timp ce cei din clasa de mijloc și cei săraci nu, ceea ce face ca sistemul de impozitare să fie incorrect aplicat. Curtea Supremă de Justiție a emis un act din care reiese că nimeni nu poate fi obligat să plătească impozite mai mari decât ceea ce este necesar să plătească. Este o mare diferență între evaziunea fiscală, care este ilegală și în niciun caz nu este ceea ce recomandăm noi aici, și faptul că nu poți fi obligat să plătești nici măcar un cent mai mult decât ceea ce reiese din declarația ta fiscală. Dacă ai doar o slujbă și o fișă fiscală de completat, ești blocat. Nu ai nicio portiță de scăpare.
nici nu trebuie să-ți bați capul cu valoarea impozitelor de plătit. Completezi documentele, completezi formularul de plată și asta e. Statul este consilierul tău financiar. De mici suntem programați să devenim buni angajați, să ne căutăm o slujbă sigură și așa cei bogați devin mai bogați, statul ia impozite mai mari, iar tu muncești mai mult ca să plătești banca pentru că ți-a dat bani pentru casă. De aici s-a născut principiul: ai grijă de afacerea ta. Asta înseamnă să construiești o coloană de active. Singurii oameni pe care un consilier financiar îi poate ajuta sunt cei care au investiții, au active și care pot fi îndrumați. Tu poți avea bani din mai multe surse și, ca urmare, mai multe opțiuni. Un consilier financiar îți poate oferi din experiența pe care o are, dar nu cunoaște circumstanțele individuale. În final, decizia e a ta. Oamenii care investesc sunt de trei categorii. Grupul C sunt cei care nu știu că ar trebui să investească și, ca urmare, nu mișcă un deget. Ei sunt ca struții care își bagă capul în nisip. Aceștia fie muncesc până la moarte, fie caută siguranța iluzorie a unei slujbe guvernamentale. Visează să câștige la loto, să se căsătorească cu cineva bogat sau ceva similar. În orice caz, nu sunt dispuși să facă absolut nimic, iar acest grup reprezintă aproximativ 60% din populație. Nu vor să aibă nicio grijă, patronul să le dea salarii mari și nimic mai mult. Apoi vine grupul B. Ei sunt conștienți că ar trebui să facă ceva, dar frica domină creierul. Ei caută o investiție sigură, ei caută răspunsuri. Ca urmare, apelează la un consilier financiar. Un astfel de consilier este o necesitate absolută în cazul lor. Acesta face o analiză în funcție de cazul fiecăruia: profesie, vârstă, venit, copii, și poate face o propunere de corectare a balanței financiare și de plasamente a banilor. În fine, grupul A, ei nu caută răspunsuri, ci probleme. Doar 3% din populație are abilitatea de a căuta ceva care pare nesemnificativ, de a reevalua o situație care pare compromisă, de a o transforma și a o face profitabilă. Este ca și cum iei un Ford model T ruginit pe care îl recondiționezi și îl transformi într-o valoroasă mașină de epocă. Eu nu caut deci răspunsuri, ci probleme. Nu caut o slujbă, pentru că m-ar împiedica să caut oportunități. În investiții imobiliare îmi pot permite un apartament, să-l pun la punct și să-l închiriez, ceea ce mi-aduce un venit permanent. În momentul de față mă orientez spre investiții în China, unde va avea loc cel mai mare boom imobiliar din istoria omenirii, pentru că 1 miliard de oameni au nevoie de o casă în care să locuiască. Chiar acum dezvolt o firmă de imobiliare în China. Asta e și ideea, să fie acolo unde vine valul. Cei mai mulți spun: China e riscantă. N-ați văzut piața Tiananmen? Pentru mine e o provocare. Haideți să o facem. Astfel de exemple există o mulțime. Să-i amintim doar pe Lee Iacocca și Bill Gates. Ei au găsit o problemă, au rezolvat-o și au devenit faimoși și bogați. Aici e diferența. Oamenii în general caută răspunsuri pentru că așa au fost învățați în școală. Mai mult chiar, să aștepte până când se confirmă că răspunsurile există. Se dezvoltă o formă de neîncredere în forțele proprii, de tipul: spune-mi ce să fac, spune-mi ce să fac. Ca urmare, ideea este să treci într-un alt mod de a gândi, care să-ți permită să alegi corect între mai multe opțiuni. Practica în căutarea mai multor active duce la mici schimbări progresive în capul oamenilor. Dacă vrei o casă mai mare, un Porsche sau un Mercedes, nu tu trebuie să le plătești, ci investițiile tale. Dacă vrei o slujbă bine plătită, atunci mai ia-ți o diplomă și vei fi un funcționar bine plătit, consolidându-ți poziția în clasa de mijloc ca un sclav care duce în spate guvernul, banca, șeful. Dacă vrei să schimbi această stare de lucruri, înseamnă să mergi în contracurent cu tot ceea ce ai făcut până acum, cu ce ai învățat și cu ce spun cei din jurul tău. Toți oamenii au în minte un țel. Dacă tu vrei să ai o slujbă sigură, o casă mare cu piscină și o mașină luxoasă, te programezi să devii un consumator. Când m-am căsătorit cu Kim, eram sigur că împărtășim aceleași valori și principii. Scopul nostru era să avem o afacere. Din acest motiv, scopul nostru nu era să avem o casă mai mare ca majoritatea cuplurilor. Ba, chiar n-am avut unde să stăm vreo 3 săptămâni. Când eram întrebat de ce nu mi-au o slujbă, răspundeam: pentru că nu caut una. Ne canalizam energia și emoțiile spre un scop mai important.
iar când afacerea va fi fost suficient de mare, mă voi putea retrage. La 40 de ani ieșisem din cursa șobolanului și nu aveam în plan să-mi iau o casă mai mare, ci aveam ca scop să cumpăr 2 case pe an. Sistemul meu reticular activator avea programat să caute oportunități, case, acțiuni. Cei mai mulți oameni iau în calcul valoarea netă, ceea ce este greșit, pentru că nu ea reflectă viabilitatea unei afaceri. Contează rulajul, cantitatea de bani care circulă. Eu când evaluez o companie, mă uit la cifra de afaceri. Când vreau să dezvolt o companie, încerc să-i ameliorez rulajul, pentru că așa ameliorez afacerea. Cei mai mulți evaluează o afacere, iau în calcul valoarea netă, dar, deoarece au pasive și nu active, valoarea netă nu aduce niciun profit. Singura întrebare care contează este cât timp poți supraviețui financiar dacă încetezi să mai lucrezi. Dacă ai 40 de ani și trebuie în continuare să muncești, ți-ai administrat prost banii. 20 de ani ar fi trebuit să fie de ajuns pentru a fi liber financiar.